Mielomul multiplu este un tip de cancer al sângelui care afectează sistemul hematologic și provoacă în principal complicații la nivelul rinichilor și al oaselor. În plus, simptomele sale sunt dificil de diferențiat de cele ale altor boli. Conform alefnews.ro, mielomul multiplu atacă plasmocitele, un tip de celule albe din sânge care produc anticorpi pentru a lupta împotriva infecțiilor. În loc de celule sănătoase apar versiuni maligne care se multiplică și încep să producă anticorpi anormali, cunoscut sub numele de proteina M sau proteină monoclonală care afectează diferite părți ale corpului. Acesta este motivul pentru care boala are cuvântul multiplă în denumire, pacienții simt adesea înainte de orice alt simptom dureri lombare, o afecțiune destul de generică, care poate fi rezultatul unei simple nopți de somn într-o poziție incomodă, al unui antrenament intens la sala de sport sau al multor altor factori cotidieni. Dar durerile lombare sunt de asemenea considerate a fi principalul simptom al acestui cancer rar. Tocmai acest disconfort l-a determinat pe omul de afaceri, Fernando Fontene, în vârstă de 37 de ani, să pornească pe un drum lung de examinări și consultații medicale până când a descoperit boala, relatează alevnews.ro.